Bun găsit, stimați telespectatori, și la începutul ediției vă prezentăm pe scurt evenimentele care au marcat ziua. O nouă eră în relațiile dintre Serbia și Europa au convenit Vučić și EID. Grupul pentru implementarea acordului de la Bruxelles și-a început activitatea. Au fost semnate primele contracte pentru sisteme de irigare în provincie. Zilele următoare vom avea parte de vreme însorită și caldă. Primul vicepreședinte al Guvernului Serbiei, Aleksandar Vučić, și ministrul norvegian al afacerilor externe, Espen Barth Eide, au apreciat astăzi că acordul dintre Belgrad și Priștina va deschide o nouă eră politică și economică în relațiile dintre Serbia și țările europene. Vučić a mulțumit ministrului norvegian pentru sprijinul Norvegiei acordat Serbiei în procesul de negociere, indicând asupra faptului că acum este momentul ca Serbia să intre într-o nouă eră în relațiile cu numeroase state europene și mondiale. Întâlnirea grupului pentru elaborarea implementării acordului de la Bruxelles este în curs, iar liderii de stat evidențiază că există unitate absolută în ceea ce privește neacceptarea presiunilor sau a noilor condiționări referitor la aplicarea acordului. În adunarea Serbiei a ajuns astăzi raportul guvernului privind negocierile între Belgrad și Priștina. Membrii grupurilor Belgradului și Priștinei urmează mâine la Bruxelles să prezinte planul de implementare a acordului stabilit săptămâna trecută. Acordul presupune ca până la 26 aprilie să fie alcătuit planul pentru aplicare. Grupul Belgradului este condus de consilierul președintelui Serbiei Marko Đurić, de secretarul guvernului Veljko Odalović și directorul secretariatului republican pentru legislație al Guvernului Serbiei, Dejan Đurđević. Directorul Biroului Guvernului pentru Kosovo și Metohia, Aleksandar Vulin, și-a înaintat ieri demisia la această funcție, precizând că este nemulțumit de acordul între Belgrad și Priștina parafat săptămâna trecută la Bruxelles. Astăzi, în fața dumneavoastră și a poporului, iar mâine în fața Guvernului și Partidului Progresist Sârb, sunt nevoit să-mi înaintez demisia la funcția de director al biroului, a declarat Vulin pentru Radio Televiziunea Serbiei. El a precizat că în cursul negocierilor de la Bruxelles s-a împotrivit parafării acordului sub forma în care a fost acceptat. Secretariatul Provincial pentru Agricultură a semnat astăzi 26 de contracte cu beneficiarii mijloacelor nerambursabile pentru investirea în sistemele de irigare, care totalizează circa 11 milioane de dinari. Secretarul de resort Goran Ješić a adresat un apel tuturor agricultorilor din provincie să beneficieze de această șansă și să concureze pentru mijloace financiare la Secretariatul pentru Agricultură în vederea procurării echipamentului de irigare. Educarea crescătorilor de animale din anumite localități este tot mai accesibilă. Iată un exemplu din Ustin. Asociația Crescătorilor de Animale din Uzdin este o asociație care activează în sensul educării permanente a membrilor ei. Așa este și în acest an. Asociația lucrează foarte intensiv în sistemul de educare a fiecărui cetățean, care, adică fiecare membru a asociației. Pot să spun că sâmbăta viitoare, având în vedere că este un târg în Ungaria, la vreo 20 de km de Segedin, avem onoarea de a merge acolo cu 21 de țărani care s-au anunțat, ca să vadă târgul de animale. Pe lângă târgul de animale mai este și întrecere, așa că totuși au să vadă ceva nou în Ungaria. Până în prezent a fost în Danemarca, în Cehoslovacia, în Ungaria prima dată, deci au ocazia ca să vadă. Tot la fel, această asociație sigur că o să meargă pe parcurs și în România pe 1 iunie, o să fie iar târgul în Timișoara, pe lângă Facultatea de Agronomie, așa că sigur că și acolo o să îi ducem pe membrii noștri. Cred că asta e un avantaj asupra celelalte asociații, că asociația noastră este foarte activă pe planul educativ. La Voivodinți, ieri s-au sărbătorit 220 de ani de la construirea Bisericii Ortodoxe Române.
Credincioșii din Voivodinți, localnicii și invitații acestora, au sărbătorit marți 23 aprilie împlinirea a 220 de ani de la zidirea bisericii cu hramul Sfântul Gheorghe. De-a lungul celor două secole, acest sfânt lăcaș a găzduit activitatea religioasă a comunității ortodoxe române din localitate. În acest moment de bucurie duhovnicească, membrii Consiliului Parohial, în frunte cu preotul paroh Octavian Susa, i-au invitat pe toți enoreașii să le fie alături. La eveniment au fost prezenți ambasadorul României la Belgrad, excelența sa Daniel Banu, consulul general al României la Vârșeț, domnul Cosmin Notreanu și reprezentanții autorităților comunale și locale. Evenimentul a debutat cu o slujbă arhierească, care a fost oficiată de protopopul Petru Berbentea din Reșița cu ajutorul unui sobor de preoți din localitățile Vârșeț, Mesici, Coștei și Voivodinți. De această sărbătoare, oamenii au venit la biserică, cu mic, cu mare, să asculte învățăturile preoților și să se roage pentru cei dragi. După Sfânta Liturghie, un grup de elevi ai ciclului primar al Școlii Generale din Voivodinți a susținut un program de poezii și cântece duhovnicești. Acest eveniment deosebit a fost o mare sărbătoare pentru localnici, care l-au marcat așa cum se cuvine. Sfântul Gheorghe a fost o zi de mare bucurie la biserica din Voivodinți, sătuleț de Codru, sub poalele dealurilor Vârșețului. Activitățile Asociației Bunicuțele din Uzdin sunt bine cunoscute prin organizarea și participarea la diferite manifestări și colaborarea cu organizații similare. Pentru a duce la bun sfârșit activitățile planificate, concurează la multe fonduri pentru a primi surse financiare pentru realizarea unor proiecte. Educația femeilor la război este unul din proiectele Asociației Bunicuțele, pentru care de la provincie le-a fost alocată suma de 30.000 de dinari. Din această sumă au cumpărat un război mic de țesut și toate materialele necesare. Femeile, care au în jur de 40 de ani, nu au avut ocazia până acum să țese, însă acum o pot face. Sunt interesate, nu baș într-un număr cum ar fi trebuit, dar totuși este 3-4 care pentru început vin și învață, dar după aceea eu sper că o să fie interesate și mai multe și o să vină să învețe. Dar vrem să punem accentul și la școală, cu fetele care termină clasa 7-a, 8-a, dar aia în vacanță, că nu au obligații, sau poate mai înainte, în vreo sâmbătă, când sunt libere, să vină să învețe. Pentru a însuși elementele de bază, femeile au avut și cursuri. Pentru început a fost cu noi doamna Viorica Magda de la Iecica, care ne-a și îndrumat de unde să cumpărăm războiul și cum să lucră, a venit aici la noi. Ne-a explicat cum se montează, cum se lucrează, așa că nu ni lucruri necunoscut, fiindcă la Uzdin s-a țesut mult și femeile mai în vârstă știu să țesă, dar ăsta este un alt tip de război mai mic, însă am înțeles la repezeală și așa că am putut să lucrăm. Avem și un război mai mare la care pe parcurs o să trecem după ce se învață la ăsta să se lucreze. Pe data de 18 mai, bunicuțele vor organiza o nouă ediție a manifestării Mândrui Portul Românesc. Speră că și anul acesta se va prezenta un număr mare de asociații. Mâine va predomina vreme caldă și însorită, comunică meteorologii. Vântul va sufla slab din sectoarele nordic și nord-vestic, iar presiunea atmosferică se va situa deasupra valorilor potrivite pentru această dată. Temperaturile matinale vor oscila între 10 și 14 grade, iar la amiază mercurul termometrelor va indica 25 până la 27 de grade Celsius, în sudul Serbiei chiar și 30 de grade. Sâmbătă izolat sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Duminică vremea va fi din nou stabilă și destul de caldă. În final vă invităm să vizionați de la ora 19:30 emisiunea de muzică populară românească și imediat în continuare de la ora 20 programul Bună seara Voivodina. Vă mulțumim pentru atenție, să o simte bine!